revenim cu cea de-a doua parte și continuăm legat de temperatură și ce trebuie să aibă o mămică în casă. Orice mămică. Deci ziceam de acest termometru. Da. Picăturile de vitamina D. Supozitor de paracetamol de 125 de miligrame, că ăsta este pentru sugari, când iese din maternitate. Da? O cutie cu lapte, dacă mama are probleme, da, furia laptelui nu mai, da, să aibă, sau poate să dea completare, alimentație mixtă, da, și nu are suficientă lactație, pentru că sunt mame, multe. Da, sunt mămici care vin acasă și de spaimă, vai, oare să mă descurc cu copilul, vin și spun de 2-3 zile eu nu mai am lapte, vai ce fac, păi uite ce faci, trebuie să avem în casă și asta, da? Un antipiretic, deci un antalgic, da? Un siropel pentru colici, da? Ce trebuie? O mănușă, o pompiță de nas, da? Un termometru, sigur, pempă și o pudră de talc, dacă se poate, mentolată, da? Un ulei, un balsam, da? Și un săpun fără sodă pentru bebeluși, da? Când trebuie să ne îngrijorăm că temperatura copilului este prea mare? Să știți, copiii fac febră înaltă. De obicei, într-o viroză, copiii fac febră înaltă și asta cred că este cea mai de temut simptom al părinților. Zice, da, dacă când am văzut pe termometru 40-41, e să știți că, din fericire, copiii și suportă bine această febră, bine, mai puțin copiii care la un moment dat pot face convulsii febrile și atunci știți să face un tratament, da, și post convulsii, da, pentru a nu le repeta și de obicei în orice viroză, rinofaringită, în orice viroză, în orice catar, da? Copilul merge, nas înfundat, da, punem picături de ser fiziologic, da, un pic, acum văd că are apărut serul efedrinat 0,5% și este foarte bun, nu știu ce se strânsese la un moment dat din cauza acestei efedrine, iarăși spaima Uniunii Europene, da? Până la urmă, efedrina aia de 0,5% face bine și nu face cine știe ce. Dăm tratament simptomatic. Deci, primele 3 zile, mămica poate da un tratament simptomatic. Este obligată să scadă febra copilului, da? Și dacă nu merge la combinăm antipireticul, da? Punem 2-3 picături de metamizol, dacă în Nurofen sau în Panadol, sau eu știu ce alt produs de pe piață, da, pe care îl avem noi acolo. Dacă nu, atunci mergem și la împachetări. Și împachetăm copilul cu prosoape reci. Asta vreau să vă întreb, ați anticipat. Da, împachetăm copilul, deci să scădem febra, să nu scăpăm copilul la 40-41, ferească Dumnezeu, la convulsii, da? Și ținem febra. Salvarea până vine salvarea. Sigur, și sigur, da, până se pune o branulă și se face paracetamolul intravenos, că de fapt cu asta se scade. Dacă copilul este alergic la o substanță dintr-un medicament, ce trebuie făcut? Cum, spre exemplu, al meu face un gen de iritație pe burtică de la anumite medicamente. Le evităm. Le evităm, dar le evităm. Ceva ce îi dai, pentru că în primă fază trebuie să-i dai ceva ca să-i scadă temperatura. Acum eu nu știu, nu cred că poate fi alergic la orice. Antipiretic sau antalgic. Deci ce nu... i-am dat, a făcut. La a doua doză deja începe să fac. Da, deci... Urmează să mergem la niște analize ca să... Să știți că iarăși intervine sistemul imun, da? Pentru că alergiile complexele, anticorpi, antigen, da? Anticorpi, antigen, tot aici, tot în sistemul imun, da? Și atunci încercăm să reglăm și să creștem imunitatea, ca acel sistem imun să nu mai reacționeze agresiv, da, la anumite substanțe, da? Și cred că nu cred că face la substanța respectivă cât la, pentru că am avut și eu pacient de genul ăsta, nu cred că face la substanța medicamentoasă cât face la excipienți și la arome, da? Am avut
copil care tot făcea și la un moment dat, domne, ce Doamne iartă-mă, face și la suspensia de antibiotic, face și la antipiretic, face și la... Și am constatat că el de fapt era alergic la căpșuni, la fructe de pădure și la piersică. Suspensia de antibiotic era cu aromă de piersică. Și fructele cu păr, kiwi, piersica sunt alergizante, adică fac parte din grupul fructelor care dau alergii, iar fructele de pădure, da, iarăși sunt recunoscute ca mari alergizante. Și atunci am zis, domnule, sigur asta este. În momentul în care am dat substanța în supozitor, da? Și n-a mai avut colorant, nu a mai avut aromă. Deci din nou chimicalele alea care ne fac rău. Deci nu a mai fost. Deci el nu a fost la substanța medicamentoasă, ci la acele, da, la acele arome și da, deci suspensia era roz cu gust de căpșuni. Nu m-am gândit la asta. V-ați gândit strict, da, la medicamentul, da, strict respectiv. La medicamentul respectiv. Da. Și cu cine am mai stat de vorbă mi-a zis, clar, este o problemă cu medicamentul respectiv, îl evităm pe ăla. Am luat un alt medicament și tot și cu... Tot, da, la a doua, a treia doză deja și el răcește că este în colectivitate și atunci stăm acasă săptămâna, săptămâna merg în grădiniță sau două zile sau trei zile până când... Da, să știți că foarte sunt două preparate, eu nu vreau să le fac acum reclamă, dar sunt două preparate pe piață la ora actuală, vaccin oral pentru copii care se dă de la 6 luni chiar și care sunt excepționale luate cu 2 luni înainte de sezonul rece. Și eu cel puțin am avut foarte bune rezultate la copii care veneau de 4-5 ori pe lună și într-un an de grădiniță mergeau 3 săptămâni puse cap la cap. Că erau educatoarea, mămica era exasperată de educatoare, așa care e. O certa că el nu mai știe poezie, că el nu mai... Dar copilul nu are nicio vină pentru că... Exact, și mămica încerca să spună că este într-adevăr o problemă reală. Eu scriam adeverință pentru ea la școala, la clasa 0. Cam de câte ori poate să răcească un copil fără să ajungă un părinte să se panicheze? Cam de câte ori pe an? Păi cartea spune 5. Da, 5 răceli pe an. Cartea așa spune. Da. Acum că... Da, așa spune cartea, că la un copil 5 faringoamigdalite, 5 răceli, așa, pe an, este ok. Eu vreau să vă spun că am copii care răcesc de mult mai multe ori de... Da, și cu toate astea nu sunt niște bolnăvicioși. Nu sunt niște bolnăvicioși. Dar vreau să vă spun și variațiile de temperatură. Climatul. Climatul s-a schimbat extraordinar de mult în ultimii 10 ani. Și atunci vedeți dumneavoastră și pe un adult perfect sănătos și care are o imunitate destul de bună. Dimineața pleacă îmbrăcat într-un fel la minus un grad, da? Și la prânz vine în mânică scurtă, da? Și cu toate hainele călare pe baier agenții, că nu mai poate. Ei, să știți că organismul foarte greu se adaptează. Vom fi noi niște computere, dar nu chiar atât de sofisticate încât să jonglăm așa cu o temperatură, da? Temperatura noastră corporală normală este de 36 de grade și atunci în momentul în care vin, da, deci eu ies afară și vreau să spun că se pierde, noi pierdem foarte multă căldură prin piele, da? Pielea este cel mai mare organ, da? Dacă noi ieșim la minus un grad și da, în casă este cald și am ieșit la minus un grad, da? Bun. Și după aceea noi stăm îmbrăcați, transpirăm, da? Nu toată lumea are un serviciu în care se poate dezbrăca la serviciu, poate să-și facă orice și sta acolo, poate mai trage și la o mașină din greu, da? Ei, iese transpirat, aleargă până la un autobuz, da? Că
sau merge da. Repede pe jos, grăbit, ba că trebuie să-și ia copilul de la grădiniță de la școală, ba că trebuie să achite niște facturi, ba că are o ședință, ba că are o programare undeva. Da, și atunci merge grăbit și transpiră și uneori eu văd când vin în gardă seara, de obicei vin de la servici și el gâfâie sau persoana gâfâie, acum am ieșit de la servici, dar vreau să mă și tricoul lui sau mai eu este ud de-l storci. Da, așa e și atunci e inevitabil să nu găcească. Da, vă dați seama, deci până ajunge iarăși acasă, deci chiar te miri cum de omul ăla. Ei, dacă pentru un adult nu este normal, pentru un copil cam cum trebuie iarăși. Să învăță un copil iarna? Sau după vreme, deci niciodată copilul nu trebuie îmbrăcat după sezon, dacă este iarnă și trebuie să-i pun cojoc, sau că este vară și trebuie să-l îmbrac în pantalon scurt, da, după gradele din termometru, după vreme, niciodată nu-l înfofolim. Asta prea tare. Vreau să zic, e bine să-i înfofolim sau nu, niciodată. Dăm mai multe hăinuțe mai subțiri, care să stea cumva pe piele și să fie din bumbac? Da, neapărat, ce este pe piele, neapărat din bumbac, da? Nu din supraelastic, nu din sintetic. Un tricou de bumbac cu mânecă lungă care poate să absoarbe eventuală transpirație, da? Și dacă copilul are educația fizică, da? Mare atenție, totdeauna copilul zice, păi, dar știți că eu am avut prima oră sportul și am ieșit afară și am alergat la sport, normal, și după aceea până la ora 12 l-a stat transpirat în clasă. În pauze a mai ieșit pe afară, că s-a dus până la chioșc să-și ia un corn sau știu eu ce a mai făcut în pauză și atunci sigur că imediat l-a prins. Am venit, am început să am frisoane, să-mi fie frig, să tremur, pe a doua zi să tușesc, a treia zi să fac febră și tot așa. Da? Deci nu, copilul nu trebuie înfofolit și iarăși vreau, vin și spun, nici în casă nu trebuie să facem o căldură excesivă, da? Pentru că pe urmă deschidem geamurile că nu mai putem, da? Transpirăm sau noaptea, mămica pune două plapume și o pătură și să fie acolo înfofolit și pruncul se trezește dimineață udloarcă. Am întâlnit cazuri. Nu, se și deshidratează, da și supraîncălzește, se și deshidratează și ce am făcut? Da, nu. L-am ținut în casă. De ce a lucit în casă? Nu e bine aici. Nu, sub nicio formă, nu. Deci 22 de grade, știți, iarăși vin și spun, cartea spunea 18-19 grade la sugar în cameră și dacă putem și oale ude să fie aerul umectat, da? Acum, hai să zicem că ne-am mai, adică ne place căldura mai mult, ne da? Place mai mult maxim, totul. Maxim în casă 22 grade, maxim. Deci 20-21, cam așa ar trebui să fie. Dacă ne place să stăm, sigur, mai dezbrăcați în casă, atunci da, 22. Dar dacă noi în casă stăm într-un training sau într-un depies de casă, da, într-un hălățel de casă, într-un costumaș copilul, da, sau într-un training, atunci da. Și nu cu picioarele și cu genunchii pe gresie. Da. Sub nicio formă, e da? Dificil, este dacă... foarte frumos să avem gresie, este foarte igienic, o curățăm și o spălăm, dar de obicei copiii își găsesc de a sta în genunchi și cu fundul pe jos pe gresie și de a se juca cu jucăriile, că așa este mai frumos. Nu, vedem că acel copil vrea neapărat acolo, punem o carpețică, da? Punem o păturică, punem ceva, ceva. Peste gresie. Da, pentru că sunt copii care vin și îmi spun, așa mă doamna doctor, ce copilul meu spune de tot timpul că îl dor picioarele. Îl dor picioarele și îl dor picioarele și îl dor picioarele. Și spune, bine, păi nu, că știți că zice că nu este frig și chiar stă și numai în șosete pe gresie. Deci nu, oricum, deci gresia este rece, ține, da, oricât ar fi, sigur pe sub ușă, deci oricum nu putem să fim izolați termic chiar așa ca într-un glob de sticlă și să nu avem. Și iarăși devine sensibil copilul, deci nu, iarăși, deci sunt obiceiuri proaste. Ca să prevenim în loc să tratăm, mă gândesc că alimentația are o mare influență. Ce ar trebui să le dăm copiilor de mâncare ca ei cumva să nu ajungă să fie bolnavi? Întotdeauna
am optat și am învățat mămicile că mâncarea gătită în casă este sfântă. Așa e. Deci mâncarea gătită în casă este nemaipomenită, da? Și gătită, proaspăt, da, hai, nu stăm în fiecare zi la cratiță, facem o ulcică de ciorbă și ne ajung două, trei zile, da? Eu știu ce, un felul doi, fructe, legume proaspete, acum chiar avem și posibilitatea de le procura, da? Față de anii trecuți în care nu vedeai o roșie decât vara când se cocea pe rug la piață și așa mai departe, da? Deci acum, slavă Domnului, avem... Bine, acum mai intervine cât sunt de natură. Naturale, roșii. Știți, până la urmă, eu am văzut oameni care vin în piață și vând legume, așa zise, naturale, de la sera lor, da? Seră, în care una era pe, o seră era pentru familie și trei sere erau pentru piață, da? Și alea pentru piață, da, nu erau cu atât, adică nu era pus îngrășământ și chimicale cu atât control cu cum se pune în agricultura, da, în agricultura largă. Da? Așa că s-au făcut la un moment dat niște colegi de-ai mei de la un institut din vest, au făcut la un moment dat, da, dintr-o roșie dintr-un supermarket și dintr-o roșie de la piață, care erau la fel de mari, la fel de frumoase, da, și la fel de neapetisante ca și gust. Da? Deci, și vreau să vă spun că cea de la piață avea mult mai mult azotat și nitriți decât că doar la asta au avut ei posibilitatea să facă la laboratorul respectiv al institutului. Acum, cred că vreo 15 ani. Deci când au început la noi cu supermarket, că ne dă vestul, că ce ne dă vestul, că ce mâncăm, că ce nu mâncăm, știi? Alea să fim tot mapamondul mănâncă aceeași marfă, da? Tot mapamondul mănâncă aceeași marfă. Și chiar dacă tu încerci să cultivi acasă... Deci iarăși vin și spun mâncarea gătită, da? Un dulce făcut în casă, mâncare gătită. Sigur, nu putem să mergem în oraș și cu atâtea tentații să nu-i luăm copilului și ce vede pe tarabă, ce vede într-un mall, ce vede că mănâncă, dar nu și azi și mâine și poimine și din păcate, fără să dau un părinți, dar din păcate, mămica mai degrabă îi dă 5 lei copilului și copilul merge la patiseria din colț, și unde și ia un foietaj, da, sau un corn cu ciocolată, sau știu eu ce bucățică de pizza reîncălzită și așa mai departe, decât să pună două felii cap la cap, da, cu o felie de roșie și o bucățică de brânză telemea. Da, sau și un măr. Sau un fruct, oricare ar fi. Ce în oraș, mami, și lucrul ăsta îi luăm și cornul. Îi luăm și bucățica aia, dar din când în când și nu facem un obicei din acest fast food și azi și mâine. Recunosc și eu, sunt bătrână, dar îmi place să mă duc să mănânc uneori ceva fast food, odată pe lună. Îmi place, dar odată. Odată, da, da? Sau că... într-o întâmplare, așa, că nu, da? Dar nu în obicei. Da, nu și azi și mâine și poimine. Oricât ar fi de gustos, oricât ar fi de comod, da? Comod, oricât, da, ar fi gustos, de comod. Mă rog, gusturile sunt împărțite. Fiecăruia îi place să mănânce. Iarăși vin și spun supe ciorbe. Majoritatea copiilor nu mănâncă supe ciorbe. Sub nicio formă. Deci, nu mai mâncare uscată. Când îl auzi, ce ai mâncat? Un sandwich, un sandwich, un sandwich. Care ar trebui să fie, care este vitamina care ne-ar ajuta să prevenim o răceală sau gândită? Vitamina C este recunoscută de toate forurile internaționale medicale ca cel mai bun antioxidant, în primul rând, și ca cea mai bună vitamină și zincul. Acum și zincul este... Acest. Da, și chiar există un preparat pe piață care le înglobează pe amândouă. Da, și
sunt extraordinar de multe vitamine, da? Și vitamina C o putem lua din verdețuri, din fructe și din legume proaspete și putem face salate. Salate, putem... pătrunjelul are un aport foarte mare. Absolut, da. Și dacă mai dăm și produse apicole, da. Excepțional. Dacă mai veni și cu produse apicole, este excepțional. Și dacă mai învățăm copilul să facă și puțin sport, este puțină mișcare, puțin sport, da? Și dacă îl mai rupem de tabletă, de telefon și de calculator, ce bine ar fi! Ce bine ar fi! Altă dezvoltare, altă viziune, altfel, da? Mănâncă mai bine după ce aleargă sau după ce merge la not, după ce face ceva mișcare, altfel se hrănește, altfel se educă. Da. În afară de alimentație, care sunt factorii care ne mai ajută în prevenția afecțiunilor de iarnă? În primul rând, o mentalitate a părinților de a-și lua copiii la un sport. Da? Împreună. În parc, da. La not, cu bicicleta, în aer liber, cum spuneam, fără prea multe ore de stat la calculator, da? Fără, deci nu stat în aer închis, da? De multe ori vedem că merg cu ei în mall-uri, da? Acum, sigur, și în mall, dar ca să stăm de dimineață și până seara, da? Copilul se duce la un loc de joacă și stă acolo în mall 4, 5, 6 ore la locul, da, la locul de joacă. Părintele la locul de luat masa sau se mută la o cafenea sau nu știu unde la un bar și copilul tot acolo stă. Nu mai bine îl iau în parc și îl plimb cu bicicleta și luăm o minge. Bine, dar în perioada rece mă refer la iarnă. Să știți că și în perioada rece e bine să nu-l corcolim. Deci în orele de prânz, când temperatura este mai blândă, nu o să ieșim cu el dimineața sau seara, da, când se întunecă. Dar în orele de prânz, și e bine ca înainte de prânz, totdeauna înainte de prânz, este recomandat o jumătate de oră de plimbare. Copilul va veni, va mânca mai bine și va dormi după amiază. Somnul de după amiază este extraordinar de bun. Iarăși, ce previne și adică statusul copilului devine altul, da. Somnul. Dacă o să lăsăm copilul să se uite la televizor și să adoarmă după 10-11 noaptea, nu o să fie bine. Dimineața abia se trezește, da? Somnul cel mai benefic pentru oricine, și adult și copil, este de la ora 9:30 până la 12. Este cel mai odihnitor somn pentru creier, da? Sigur, un supliment de minerale și vitamine, dacă noi vedem că acest copil totuși mănâncă toate principiile alimentare și lactate și fructe și legume și el nu asimilează. Posibil să nu asimileze. Elimină prin urină și fecale aceste cât asimilează el din alimentație și nu ajunge în circuitul sanguin musculoscheletal, da? Nu ajunge. Și atunci sigur că venim cu un supliment, cu un aport de vitamine și minerale și iarăși pe piață sunt, slavă Domnului. Da, totuși recomandate doar de medici. Sigur că da. Sigur, medicul de familie este cel care recomandă, poate recomanda absolut orice. Din păcate, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit atât de multe informații și atât de importante. Vă mai așteptăm la noi în emisiune. Dumneavoastră, cei de acasă, mulțumesc și vă dorim sănătate și sper că să vă fie de folos aceste informații. Ne puteți urmări pe rețelele de cablu UPC, RDS și Telecom. Vă așteptăm săptămâna viitoare, vineri, la ora 20, împreună cu un alt invitat. Îl așteptăm împreună pe Moș Nicolae. Îi mulțumesc și domnișoarelor care în această seară au fost alături de noi. Vă mulțumesc mult, o seară bună, la revedere! La revedere!